În această dimineață suntem în casa Domnului și cuvântul Domnului spune ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că ei tot mai pot să te laude. Această dimineață, plin de bucurie, suntem în casa lui Dumnezeu. De aceea aș dori să mergem cu o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului. Și după ce voi citi din Psalmul 46, așa cum stăm pe picioare cu toții, vom înălța o rugăciune de mulțumire. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar scudui pământul și s-ar cătina munții în inima marilor, chiar dacă ar urla și ar spune capalurile mari și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capă războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Ne rugăm cu toți Domnului.